Am încercat să-i facem prezentare clasică, Cherei Calița, după care am stat și am vorbit cu Bursucu și am zis mai bine așa, să vă vedem în frumusețea dumneavoastră. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Teo, bine te-am găsit, Bursuc. M-am încuibat, știi, că folosesc vorbe din acelea veche, adică am strâns pentru tine astăzi multe sentimente, priveliști și povești. Povești care au început a se spune încă, cred că de aseară, când s-a întâmplat o adunare atât de încântătoare încât trebuie prezentată ca atare. Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Este orele trecute, 2 după amiază, am așteptat sfertul academic și conform regulilor Bucureștiului de altă dat, începem petrecerea. V-am vrut aproape, v-am vrut lângă mine, într-o zi istorică a vieții mele și această lansare de carte, Tainica inima bucureștilor, arată o bucată acestui polis, mahalaua de cheaga vechii negustorii. Cherea Calița a deschis ușile locantei Jariștea pentru cei mai buni prieteni invitați la Mare Ospăț cu o ocazie atât de specială. Cherea Calița și-a lansat prima carte despre Bucureștiul de altă dată. Bucureștiul meu iubit, sufletul mi-ai perpilit, mă. Bună ziua, bine v-am găsit! La mine, vă așteptam, casa mea este așa ca o gladiolă sau ca paciuli când e plină de musafiri. E foarte frumos la dumneavoastră, îmi place foarte mult și cu atât mai mult când e atât de multă lume. Vreau să vă felicit în primul rând pentru cărticică. Mulțumesc. E o carte. Da. Da, e o carte. Îmi place să-i spun cărticică. Tainica Bucureștilor. Are în ea quintesența orașului București din totdeauna. Foarte frumos. Văd că ați pregătit aici ceva deosebit pentru musafirii dumneavoastră și aș vrea să îmi spuneți măcar în mare despre ce este vorba. Că totul arată extraordinar de bine. Avem aici fel și fel. De exemplu, jumări de păstrugă. Avem vițel în foietaj, care este o rețetă deja foarte cunoscută numită Wellington. Avem salată de băuf în formă de arici, ruladă de berbecuți, ruladă de purceluși. Avem salată de țelină cu roast beef deasupra. Așa. Sunt mere coapte cu frișcă. Sunt salate de băuf, salate de taboulet, salate de varză roșie și albă. Mi-e dor de Bucureștiul de-altă dată, mi-e dor de o noapte în vechiul București. Dumneavoastră reușiți să ne aduceți aminte de vremurile frumoase din Bucureștiul de-altă dată. Ne reîntoarcem puțin în timp și ne trăim momentele acelea. Trebuie să le trăim, să ne amintim că a fi gourmet trebuie să știi gastronomia, știi să bei un vin cu o anumită mâncare însemnează să fii un gastronom. Întotdeauna a făcut parte din lumea bună felul de a ști să mănânci și a ști a bea. O fac cu patimă. Dacă nu ai patimă, nu poți să faci mai nimic așa să explodeze ca un vulcan. Trebuie să fii un vulcan tot timpul. Ia mai toamnă păhăre, să ne mai trezimițe. Cherea Calița, ca de fiecare dată, s-a întrecut în delicatese și bucate alese și a reușit să-și impresioneze invitații. Printre aceștia s-a numărat buna prietena jupânesei de la Jariștea, Corina Chiriac. O admir pe doamna Laura de când a deschis Jariștea și chiar dacă viu foarte rar, foarte rar însemnând cam o dată pe an, mai precis când are ea un eveniment, e drăguță și mă anunță din vreme și dacă în ziua aia nu am niciun alt eveniment, viu cu mare plăcere să o văd. O admir pentru ce a realizat, ea e una din femeile de succes pe care le-am cunoscut în viața mea și eu mă uit întotdeauna la oameni de succes să văd cum au făcut
de a-o izbândit. Laura este un om pregătit, o femeie cultă, nu e numai întreprinzătoare, e o femeie care a știut să ridice din nimic o afacere de succes, care e în același timp elegantă, și chiar evenimentul de astăzi denotă un respect pentru clienții fideli pe care îi are și prieteni, iar eu sper să nu exagerez când spun că mă număr printre prietenii ei. Chiara Calița. Mână birjan și du-mă noapte cât mai departe. Cum este doamna Chiara Calița? Chiara Calița este un fenomen unic în peisajul bucureștean actual și cred că aș putea spune atemporal în peisajul bucureștean. De altfel, cartea la care am contribuit și eu un pic și care se lansează astăzi, la asta se referă, la inima tainică a Bucureștilor care bate în acest loc. La Jarișa, pe vechiul pod al Caliței sau al Calicilor sau al Rahvei sau podul Hadâm sau câte alte denumiri va fi avut în istorie. București, București, fratele meu ești, București, București, tu mă înveselești. Doamna Chiara Calița, pe final aș dori să-mi dați și mie un autograf pe această carte, să o am ca amintire, dar să o punem aici. Vreau să spun că... Bucureștilor, Sergiu, o să scriu aici ceva care o să te cheme să o citești. Așa, așa, cel mai bine. Sergiu primește o taină a gastronomiei. Cu zinzifiluri, salpigon și mere meringheze. Vă mulțumim mult de tot încă o dată că ne-ați primit la dumneavoastră, a fost extraordinar. Îți doresc că toate drumurile vieții tale să fie preserate cu corali și mai ales cu mărgăritare. Mulțumesc la fel, vă mulțumim mult. București, București, tu mă veselești. Tot mă întreb și vă întreb, toate aceste farafastâcuri frumoase de limbaj, de gastronomie, de etichetă și de manieră, își mai au loc astăzi? Sau reprezintă un fel de exotism la care ne întoarcem ca la ceva așa de sărbătoare? Pentru cea mai mare parte a oamenilor este ceva, o fantasmagorie. Este exotic, cum spui tu, dar câteodată ai nevoie și de ceva aparte. Întotdeauna vrei să te duci într-o poveste din trecut, să-ți împrospetezi sufletul, să zbori, eu știu, în alt timp. Și atunci Chiara Calița este în picioare să-ți aducă o soarea sau un meniu diplomatic sau chiar un incident diplomatic Un conflict diplomatic din alte vreme. Vorbeam cu o prietenă apropiată care îmi spunea, tu zice orice aș da să pot trăi în altă epocă. Și Chiara Calița și-ar fi dorit să trăiască în alte vreme? Da, mi-aș fi dorit, dar să fac parte din oamenii cu stare. Căci pentru ceilalți era greu, cred. Așa am citit de multe ori că era viața nu numai de roz fondant. Mai avea și alte culori. Și gusturi și alte mirosuri, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Pentru că Sergiu a refuzat cu îndârjire să-mi arate cartea, pentru că a zis, acesta este bunul meu și nu vreau să-l împart cu nimeni. O să o rog pe Chiara. Draga dacă mea, nu puteam să vin în vizită fără o carte și cu o dedicație lui Teo, trandafir. Apropo, ți-am adus dulceață de trandafir făcută de mânușița mea. Plăcere mare! Așa, o să-ți arăt ce ți-am mai abia adus. Care ea are valoare sentimentală această poveste. Lui Teo, trandafir cu fanșonete. Fanșonete erau niște prăjituri cu migdale foarte căutate acum 200 de ani. A scris despre ele Costache de Gruții și Mihail Gogălnicianu. Și condime.
Condime se numeau condimentele sau ingrediențe sau mirodenii. Ei aveau și cealma. Ți-ar sta bine cu o cealma, adică un șal de cașmir lung de vreo 12 metri pe care să ți-l înfășori pe cap. Azi, 17 noiembrie 2017. Mulțumesc mult de tot! Pot să mă și uit? Da, te rog, este asta. Mulțumesc! Ca inima Bucureștilor se numește. Da, vezi ce este pe copertă? Ia să vedem, ce este pe copertă? Un tablou al lui Teodor Aman, în care beau cafele cu șerbeturi, cu narghilele, ele în toalete de seară, lungi, lăutarii care cântă, plante naturale și... fără de care nu se poate câinele la picioarele. Da, am văzut, da. Iertați că vă întreb, bursucii nu sunt în cadru dacă... Da, ești, uite. A, da? A. Da, lui bursucul zinzifiluri. Zinzifilurile erau mirodenile de altă dată. Vă mulțumesc mult de tot. Deci multe zinzifiluri și restul rămâne la mare. Alo, care e restul? Că mai avem aici toate, niște lucruri. Toate bucatele de aici sunt făcute de tine, de mâna ta? Da, dacă nu sunt de mâna mea, supraveghez totul. Nici o rețetă, nici o poveste nu pleacă fără s-o gust. Aici sunt plăcinte de carne aragoneze. Ea nu mănâncă, doar eu mănânc. Aici este un mușchi de vită în pen de spen. În ce? În pâine de Spania. Ah, okay. Pen de spen, ma. Aici e pentru fica ta. Oh, ce frumos. Este un șervețel brodat de prietena mea, Adriana Trandafir, de mâna ei, și un glob. Ce frumos, mulțumesc! Piețe de bucătărie, desigur, de spăr. Bineînțeles. Cocoș. Asta e pentru mine și pentru copii. Să pot să fac copii, da? Asta. Dacă... fac și eu pentru copiii mei, știți cum e? Dulceața de trandafir. Aici este un oțet de ce? De mere, cu miere și cu mirodenii. Așa. Făcut tot la mine în cuchnie. Da. Asta e globul tău. Vă mulțumesc mult de tot. Dă din el, dă din globulețul și meu. Aici pentru fica ta, miere de floare. Mulțumim mult de tot pentru toate. Mă iertați că vă întrerup, mai am și ceva. Am o nucă să meargă bine când mă duc la Bravo. Asta. Nuntă. La nuntă. Că dacă... Știi cum e? Nuca și cu vinul... zăpăcesc bursucinul. Ce să... bursucinul. Mai ești atât de tânăr, nu-ți trebuie nimic. Ba da, i-ar trebui. Mai întrebui, că așa am zis și doar singur nu mai... Nu cred că e singur, după ochii tăi verzi. Aveți grijă, vă rog, dați cu evantaiul la valieră și... Întrebare. Da. Stați că fac eu cu noi. Te-ai gândit vreodată ce ne va aduce viitorul? Adică probabil toate lucrurile astea pe care le faci cu atâta dichis, cu atâta înțelepciune și cu atâta răbdare, se vor mai regăsi ele oare în 50-100 de ani? E cineva care se va mai naște un nebun. Așa-i? Da, întotdeauna te întorci în timp. Întotdeauna se găsește cineva să citească un, un scriitor cu barbă și cu ochelari rotunzi. Mm-hmm. Va scormoni el pe la Biblioteca Academiei și va găsi ceva interesant. Să aducă pe o masă lungă, geluită, din timpurile vechi. Mie mi se pare că în secolul ăsta al patiseriei pe care o cumperi de la colț și a mâncărurilor gata făcute pe care le bagi direct în cuptorul cu microunde, să te întorci așa de frumos în timp este un lucru care trebuie respectat într-un anume fel. Da, dar vezi tu, acum stăpânele casei cu coanele nu mai sunt cu coane. Lasă-mă! Se duc și la serviciu, îngrijești și de bărbați și de copii, fac și gospodărie, vrei să se ducă și la nufărul, să bată și covoarele, să facă lecțiile cu copii, să-l servească pe tavă și pe soț, cum să facă? Dar să știți, eu nu prea o trimit la nufărul, dar măcar să... Eu sar peste nufărul dacă ar trebui. Ar trebui soția să stea acasă. Ei bine, soție, să fiecare pe al lui. Să pună flori în glastre, să așeze masa de seară cu soțul și copiii. Uite cine vorbea, unul dintre cei mai buni antreprenori pe care îi cunosc, un om care a făcut afaceri de succes dintotdeauna, cum ar fi fost să stea chiar acasă? Exact, să îmi puneți cred mie că masa. Acasă la mine deschideam și acolo un conac și eu eram conăceasa. Adică primeam să mănânce lumea, tot făceam ceva. Dacă asta mi-a fost scris... Multă lume îți spune, păi da, chiar acariția ție îți convine că tu ai dare de mână. Ți se pare că sărăcia materială are legătură cu lipsa de inițiativă sufletească? Să știi că după Revoluțiune,
n-am avut un șfanț, un fir firic. Iar povestea asta a început într-o joacă. N-am fost bogată, n-am fost nici nomenclaturistă, n-am fost nici securistă. Nici politician, practic. Nici politician. Deci, cumva, bucuria am avut sufletului cărțile. Da, am avut cărțile, tot am citit și am zis că înruirirea aceasta a poveștii a fost dată de undeva din ceruri. Că tot mă preumblam eu pe strada asta, pe podul Caliței. Ce înțelegem noi de aici este că odată avute cărțile, izvodesc alte bogății, printre care și cărțile. Următoarea carte, apropo de izvod, care va fi și ea lansată pe 9 februarie, Istoria gastronomiei cu bucătari celebri, cu gastronomi. Aia să-mi aduceți mie neapărat. Da? Titlul ei e așa, Mese simandicoase cu recete, că așa se numeau uite vechi, și zvoade alese. Abia le așteptăm și mulțumim încă o dată pentru prezentare. Da, eu mulțumesc că m-ați chemat. Și tu să-ți ții nevasta acasă, să-ți crească copii și Doamne ajută, așa să fie primit.